M-am ferit de chestia asta dintotdeauna. Nu, eu nu bag așa ceva în gură. Nu, eu nu mă ating. Ce scârboșenii. Hei, eu sunt Aer, acesta este prima mea colaborare cu iubita mea. Salut, eu sunt Magda. Astăzi vom face Jelly Beans Buzzard Challenge. În caz că nu știți, avem aceste geleuri. Sunt 8 culori, dar 16 arome. 8 sunt bune și 8 sunt rele. Sper că suntem focusate. Aici și o rotiță. Nu știu dacă o să se vadă, probabil nu. Da, și la mine și la Magda prima dată când facem chestia asta. Da. Încurc, ai de capă. Ideea e să nu scuipăm și să înghițim chestiile astea. Fetele bune nu scuipă. Hai să vedem, astea sunt tutti frutti sau șosete murdare. Ok, doamne să fie bune. Nu, dar așa mi-a rupt șosetele murdare. E bine. Nu am fructe. Și eu. Hai, zic că și mie îmi plac, deci nu, la mine tot e frute, acum chiar simt. Asta este coco sau șervețele de bebe? Șervețele de bebe. Șervețele. Mamă. Nu e bine. Ok. Piersică sau vouă? Ok. Cred că azi avem nevoie de apă. Aoleu. Mamă. E vouă. Ce bună pasta de dinți după vouă și muci. Oh, și asta e pasta de dinți. Abia acum am dat un desenat. Nu știu ce a fost asta. Nu m-a impresionat. Lămâie sau iarbă? Am mai mâncat iarbă, trebuie să fie ok. Și am dat. Lămâia. Nu-mi dau seama. Hai, lămâie. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama, deși nu are niciun gust după vouă și... O stricate sau popcorn? Sau... Aoleu, o stricată. Și la mine, dar e ok. Cum am mai avea? Ciocolată sau mâncare de câine? Mereu mă dori să mănânc mâncare de câine. Eu am mâncat mâncare de câine. Sper să fie mâncare de câine. Am mâncare de câine. Nu, e ciocolată. Nu, nu, nu. Nu mai vreau să încerc bouă și ouă pentru viața mea. Da. Ai scuipat una. Da, ouăle. O câștigă. Eu am scuipat ouăle. Ea mereu câștigă. Da, suntem în București, pentru că ne vedem împreună, suntem mai mulți, dar ne-am dus până la magazin, am urcat și... Deja dormeau toți. Plus să stăm în București de pe 30 până pe 9. Probabil o să apară și un video clip până în 2, dacă nu o să ne iasă pe o praștie, sunt că nu și-a respectat nimeni. Am trecut în București și petrecem momentul. O să fie o de videoclipuri și pe canalul ei și pe canalul meu și pe canalul meu cu ea. Multe colaborări cu multă, multă lume, pentru că în data de 7 ianuarie va fi Yumi partea a doua la Rim Grand Hotel și acolo o să vă vedeți cu ea, cu mine, cu Max, cu Vasco, cu Munteni, cu Shelly. O să fie cam tot YouTube-ul românesc acolo și ne vedem acolo. Ne vedem acolo. Dacă v-a plăcut, dați un like, un coment, un share și abonați-vă la Magda. Sigur sunteți deja, dar vă abonați la Magda și... Ea a fost Diana, eu am fost Magda, acesta a fost videoclipul. Ne vedem data viitoare!